Copiii și tinerii din Giurgiu care cresc fără părinți rămân în atenția Episcopiei Giurgiu. În cadrul programului Alături de copiii instituționalizați, peste 30 de micuți și adolescenți din casele de tip familial Soarele, Sfântul Ioan și Casa Albastră au primit astăzi vizita preotului Edmond Popa. Prin cadourile pe care le-a oferit, părintele a reușit să însenineze chipurile celor mici. Marele a fost bucuria când au găsit în pungi mai multe sortimente de dulciuri. Da, uite, v-a adus părintele niște daruri, uite, pufuleți, da, v-a adus părintele biscuiței, suculeți. Aveți și o căniță aici, să vezi lepticul de dimineață, da? Episcopia Giurgiu desfășoară mai multe programe sociale la nivelul județului, în cadrul cărora copiii instituționalizați au mai primit până acum rechizite și jucării. Alături de aceste daruri, alături de această hrană trupească, iată că am străduit să le dăm și hrană sufletească, am discutat cu copiii, am vorbit cu ei, ne-am rugat împreună, am cântat împreună. Și sigur că ăsta e un lucru minunat, pentru că suntem în postul Crăciunului și cu toții ne pregătim, cu toții facem această curățenie în trupurile și în sufletele noastre, pentru ca Hristos Domnul să se nască și în sufletele noastre. Ca o răsplată pentru cadouri, copiii i-au adresat părintelui o invitație la activitatea de împodobire a bradului de Crăciun. Până atunci, reprezentanții Episcopiei vor face gesturi similare celui de azi la școala specială din Giurgiu, așezământul Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la Slobozia. În alții prelați mai derulează programul Și ei sunt ai noștri, destinat persoanelor vârstnice. Bătrânii de la Căminul de la Singureni au primit deja vizita preoților, care pe viitor vor merge la Centrul Sociomedical de la Mogoșești și la Centrul de Persoane Vârstnice de la Mironești.